ca cei care sunteți noi cu pe Columbii, ceilalți știți activități frumoase faceți, da? Da. Cine e nou? Hai să vedem. Uite, Camina, Alexandra, Vini, hai că tu ai mai fost. Tudor. Bun? Noi aici suntem în orașul București și domnul pe care îl vedeți aici este domnul Sorin, un prieten foarte fain, care este sufletul centrului de informare turistică de aici, din orașul acesta. Bine, Tudor, ascultăm puțin. Și dânsul o să ne ajute astăzi cu ghidajul și o să vă povestesc despre traseul pe care mergem, pentru că chiar el l-a marcat. Ce înseamnă să marchezi un traseu? Să faci semne! Să faci semne, să pui semne pe ce? Pe copaci, pe pietre, pe stâlpi, nu? Astfel încât oamenii care merg pe acolo să știe care este drumul. Știți cum se numește traseul nostru de astăzi? Cărarea titanilor! Ce sunt titanii? Cine știe? Cine e titanii din desene? Titanii din desene? Da. Eu știu, titanii din legendele Olimpului. Oh, cel mai mic știe. Așa. Să știi că numele acesta a fost dat traseului pentru că o să vedem foarte multe pietre. Privite din anumite unghiuri, au capete de om, fețe de om. Și dacă luăm în considerare legendele Olimpului, o să știm că în zona Hiperborei, adică aici la noi, Zeus și zeii lui s-au bătut cu titani. Și Zeus mai dădea cu ei de pământ, le mai lăsa fața imprimată pe stâncă și tot așa. Și am zis, hai să fie traseul titani. Girafă ești tu, măi. Nu, cu care e girafa din toată construcția de piele? Hipogirafă. Hipopotam cu puțin hor de girafă? Hipogirafă. Și păzește peștera. Deci tu vezi un ghepard care stă serios și păzește peștera. Tu, Alex? Pardon, eu văd o față de om. Pardon. Am vrut să zic panteră. Panteră. Voi ce vedeți, Sibi și Damian? Cap de Mickey Mouse. Ce nu glumesc, e acolo. Ce îl va capul de Mickey Mouse? Uite! Dacă vă uitați bine... Nu, vezi, vezi să zici că... E un câine care are găuri. Parcă mi se pare cu filmări. Mi se pare că da. Seamănă cu un cap de pește. Da! Cu toate da. Că și cu ochiul. Da. Are și ochiul și gura. Da. Da. Acum să mă dau la o parte să vă uitați toți. Hai să vedeți capul de pește, Damian, Carmina. Am avut super putere eu. M-am venit să fac acolo prin față. Era moale. Uite, ăsta e tare. O maimuțică aici în munții Tulișa. Încă o maimuțică. Uite, încă o maimuțică! Bine, ta și aprinde! Am ciocolată Kinder, cine dorește? Una, vă rog, să rămână la toată lumea. Tot pe ele! Sunt de la domnul Răzvan. Tata lui Radu, Vlad și-a lui Sasha. Rați asta! Începe!
găsit acolo? Mușchi. Hai, Tudor, bravo! Ești bine? Da, foarte. Da, mi s-a blocat piciorul. Cu atenție, pășim. O pietră. Cu pietră. Excelent! Uitați-vă acolo, sub mușchi, unde este stânca, vedeți? Ca și cum ar fi beton, ca și cum ar fi fost beton și efectiv au lipit, au pus câte o pietricică. Vedeți cum arată? Da. Uite aici, unde e Tibi? În stânga lui. Și aici în dreapta, uitați-vă cum sunt rădăcinile copacului, de parcă îmbrățișează stânca. Salut! Stânga Nitanilor! Bună! Brânză stricată! Mai țineți minte în ce munți a zis domnul Sorin că ne aflăm? Cum se numesc munții ăștia? Tulișa! Ia ziceți voi! Tulișa! Tulișa! Bravo! Noi ne aflăm acum pe muntele Tulișa. În cealaltă parte sunt munții Vulcan. Ce este în munții Vulcan? Ce munte? Unde mergeți voi la schi? La Straja! La Straja! De acolo? Hai, trece, exploratore! Foarte faină! Am ajuns pe creasta Șerponii, după cum vedeți, bate vântul destul de tare, dar încă este frumos. Astăzi unii au avut frică că va fi o ploaie puternică, însă avem parte de un timp extraordinar. În față se văd munții Vulcan, iar mai în spate chiar și stațiunea Straja, unde mergem noi de obicei la schi. Așa-i, Radu? Da, uite ce am găsit. Wow, tu de toate găsești, e superbă! Hai să vedem unde ești, Tudor și Alex. Ia arătați-mi. 2, 3 și... Pam! Asta ca să vadă lumea ce exploratori puternici avem în grup, nu? Haide, vrei să vezi cât de grea e borseta? Cât de grea e borseta ta? Hai să vedem. Ai, ai, ai. Tibi, câte dulciuri ai acolo? Ai bere? Uite ce! Dar ce? Dar puternic sunt eu. Hai să vedem, Robert. Wow! Hai să-mi iau! Ce pot să-mi iau? Hai să-mi iau și bota mare! Hai! Eu pot, dar cu piciorul! Wow! Măi, ce mușchi aveți, măi! Nu, doamne! Nu e adevărat, sunteți voi bărbați puternici. Așa-i, Radu? Tobogan aici. Dar că e tobogan. Hai, exploradores! Mașa s-a gândit să se urce în vârful stâncii. Spre bucuria lui domnul Dan. E bună înghețata? Da, mă dur. De ce? Și vreau și eu din înghețata voastră. Da,
Dacă vreau, îmi dai, Robert? Să-mi iau și eu. Uite-l și pe Radu. Camera. Radu, tu cu ce ai mâncat? Cu nasul? Cu buzele ai mâncat? Da, poți să-ți un camera. Cam atât despre această tură minunată din Munții Tulișa cu plecare din orașul Hurican. Noi ne-a plăcut foarte mult și mulțumim în special lui Sorin pentru că ne-a fost alături și ne-a povestit tot felul de lucruri interesante despre zonă. Dacă vreți vreodată să abordați un traseu din zona orașului Hurican, vă recomand cu drag să îl contactați. Îl găsiți la Centrul Național de Informare și Promovare Turistică. El a marcat unele trasee din zonă alături de prieteni și urmează să marcheze și altele și este foarte implicat în ceea ce privește promovarea turismului din orașul și din zona orașului Hurican. Noi ne-a plăcut foarte mult, am fost încântați de ceea ce am văzut, de ceea ce ne-a povestit și Mașei i-a plăcut, a fost toată ziua acolo alături de copii și s-a jucat cu el, cu ei. Te rog frumos, lasă-mi un comentariu dacă ai auzit vreodată de Munții Tulișa, dacă ai fost în acești munți și nu uita să dai like și subscribe dacă ți-a plăcut filmulețul.